textul acesta verset după verset și este ca o piramidă cu vârful în jos. Prima dată ai prorocie, vorbire în limbi, cunoaștere. Următoarea idee îți prezintă doar prorocia și cunoașterea. Și ultima idee îți prezintă doar cunoașterea. Prima teză asta spune. Prima teză, prima propoziție spune: darurile acestea revelatoare vor înceta. Dar asta e prima propoziție. Darurile vor înceta. Darurile de revelație vor înceta. Următoarea propoziție: dispare un dar de revelație, vorbirea în limbi. Următorul lui argument și ultimul ne arată că a dispărut și prorocia și rămâne cunoașterea. Rămâne cunoașterea. Însă există o problemă aici. Și acesta este lucrul la care aș vrea să gândiți foarte bine. Dacă Pavel spune la început că va rămâne doar dragostea, da? Va rămâne doar dragostea, nici cunoașterea nu va mai fi, de ce avem în versetul 12 totuși cunoașterea rămasă? El spune că va rămâne numai dragostea. Totuși în versetul 12 pare să contrazică și zice totuși va rămâne și cunoașterea. Ok, cunoașterea deplină. Ori va rămâne numai dragostea și se va termina și cunoașterea, ori va rămâne și dragostea și cunoașterea, dar deplină. Răspunsul este că există un moment în care va rămâne doar dragostea și există un alt moment în care va rămâne doar cunoașterea. Simplu spus, momentul în care va rămâne dragostea este venirea Domnului Iisus Hristos. Momentul în care darurile revelatoare vor înceta și va rămâne doar darul de cunoaștere sau de percepție a revelației, este momentul în care vine revelația deplină a lui Dumnezeu. De asta rămâne numai cunoașterea atunci. Când a venit Sfânta Scriptură, revelația deplină rămâne cunoașterea. Sigur, este și dragostea și credința și nădejdea și celelalte, dar rămâne doar cunoașterea. Am tot ce Dumnezeu a vrut să-mi spună. Am tot ce Dumnezeu a vrut să spună. Aș vrea să înțelegeți argumentul acesta pentru că este foarte important. Pavel vorbește despre două momente aici. Primul moment, venirea Domnului, în care rămâne doar dragostea. Al doilea moment, încheierea revelației, când va rămâne doar cunoașterea. Va rămâne doar cunoașterea. Când vine Domnul, se termină și cunoașterea. Nu mai avem nevoie de cunoaștere, de revelație, pentru că vom fi împreună, vor fi împreună cu El.